Salutare lume și oare găsit la un nou Rific Bike Vlog pe Ascal. Ce mai faceți, cum adiciți, ok? De data aceasta vreau să facem un test frânelor Shimano de ore. Acum editez videoclipul și mi-am dat seama că am greșit. De fapt am disc Shimano de ore SLX de 180 pe față și Shimano de ore SLX de 160 pe spate. Pe filmare am zis Shimano de ore. De fapt nu e Shimano de ore, e Shimano de ore SLX. Vreau să menționez că toate piesele sunt puse la Bike Lab. Nu este o promovare, dar am văzut că mă întreabă oamenii în comentarii: bă, unde pot să pun și eu niște piese noi la bicicletă? Sau unde pot să fac și eu revizie la bicicletă? Și dacă tot îmi plac serviciile lor, eu zic că este bine să-i menționez, pentru că chiar au servicii foarte, foarte bune, spre deosebire de alte magazine. Deci așa că eu zic că personalul este foarte, foarte ok. Merită să vă spun de ei, bineînțeles o să vă las și un link în descriere, pentru că chiar îmi place cum lucrează. Ok, hai să începem. Hai să începem coborârea. O să coborâm pe stradă ca să coborâm mai rapid. Nu o să vă plictisesc cu detalii tehnice, pentru că cred că e mai important feeling-ul pe care ți-l oferă frânele și cât de bine țin, mai important decât detaliile tehnice. Așa că o să coborâm pe stradă, o să-i dau cât de tare pot eu și o să punem frână la final, să vedem cât de repede ne oprim. În condițiile în care cu Tektro mai aveam puțin și intram în gard și nu mergeam cu viteza asta. Deci mașina, ia uitați. Deci m-am oprit de acolo până aici și aveam viteză maximă și era mașina lângă mine. Deci vedeți cât de repede se opresc frânele. Altceva, deci frânele astea sunt dumnezeiești. Dar nu știu ce tot aveam eu de le ziceam la Tektro, Shimano Tektro. N-au nicio treabă cu Shimano. Tektro e Tektro, Shimano e Shimano. Nu știu ce tot aveam eu de le ziceam Shimano Tektro, că nu e adevărat. Tektro e Tektro, Shimano e Shimano. N-au nicio treabă una cu alta. Din păcate o să fie un bike vlog scurt, pentru că na, coronavirus, chestii de astea și nu mă pot plimba foarte mult. Băi, cum se oprește. Mamă, ce frâne bune. Deci vedeți stâlpul ăsta, dau de la stâlp. Da, oricum se oprește repede. Ce se uitau oamenii aia la mine, cred că credeau că vorbesc cu ei. Ia să vedem. De la puțin mai în față. Căutăm o... Deci ia, uite de aici. De la poartă. Mi-e un pic frică că mă cam arunc în cap asta. Bă, chiar și la viteză mare, dacă trag de ea, mă arunc în cap. Aia la altă era degeaua. Dacă voiam să fac un stopi sau ceva, trebuie să mă lasă super tare pe față, că altfel nu se întâmplă nimic. Ia să vedem. Ne oprim până la bordură de... Uite de aici. Bă, deci frânele astea sunt dumnezeiești. Doamne. Ce faine sunt frânele astea. Să mai schimb și opinianele. Deci da, după cum am zis, să fie un bike vlog destul de scurt, pentru că e pandemia asta cu coronavirus și nu vreau să mă prind foarte mult, adică doar prin jurul casei și cam atât. Mai avem aici o vale, o să-i dăm și aici mai tare, să vedem cât de repede se oprește. Bă, deci frânele astea sunt ce trebuie. Pe față avem disc de 180. Se vede că forța de frânare e mult mai mare. Adică stați să mă pun pe trotuar. Ați văzut? Și nici n-am apăsat la maxim frână. Adică e altceva. Deci cu Tektro n-am avea nicio șansă să fac stopii. Trebuia să mă las. A, da, și ce upgrade am mai făcut? Am mai mărit furca. Era de 120, acum este de 130. Păi și parcă se mișcă mai smut, așa mai... Mai fai, mai bine. Intră mai, culisează mai bine. E mai ok ca înainte. Deci cam astea au fost upgrade-urile.
mi se părea că cel mai mare minus al bicicletei astea era faptul că avea frâne foarte, foarte, foarte slabe, foarte slabe. Deci tectrole erau degeaba. Dacă aveam viteză mare, deci într-adevăr, la viteză mică puteam să zic, bă, da, uite, frânele astea sunt bune. Dar la viteză mare erau degeaba. Și eu ziceam că frânele alea sunt dumnezei și chestii de astea, pentru că eu trecuserăm de la frâne mecanice la frâne hidraulice. Și normal că dacă treci de la mecanice la hidraulice, chiar dacă alea hidraulice sunt slabe, o să ți se pare că sunt foarte, foarte bune. Dar acum, când merg cu Shimano de ore astea, na, de la Tektro la Shimano de ore, nu există termen de comparație efectiv, deci nu există. E altceva. Eu ziceam că sunt, la început, când aveam frânele alea, ziceam că sunt bune pentru că eu trecuserăm de la mecanice la hidraulice și normal că mi se părea diferență mare. Ca să îi dăm și noi un pic mai tare. Să mai testăm un pic frâna, vine ceva? Vine? Ia, până la gunoi. Bă, sunt... sunt uimitoare frânele astea. Ah, vreau să dau pe ei să mai sar și eu chestiile astea de aici. Ba, culisează mai bine. Culisează mai bine furca. Ba, deci chiar e, mamă. Deci cum se ridică. Deci, ia. Ce tare, deci față de celelalte frâne, astea sunt dumnezeiești, deci nici nu se compară cu Tektro. Într-adevăr și prețul este mai mare, având în vedere că le-am luat și noi, că am avut eu pitici pe creier să fie noi. Mă gândesc că la, nu mă gândesc, sunt sigur că la mâna a doua le luam la un preț mult mai accesibil, dar am avut eu pitici pe creier să fie noi, pentru că, na, până la urmă, dacă dai bani pe un lucru, măcar să știi că e nou. Ia. Băi, cât de tare se lasă. Mie începe să-mi fie frică să mă las mai tare. Nu știu, când am casca în cap și ochelarii, mi-e mai greu să apreciez distanța cât mai am până mă duc în cap, decât atunci când nu am casca. Acum am casca și am și ochelarii pe schi și văd mai puțin, am vizibilitatea mai proastă. Adică aș face stopii mai bine dacă n-aș avea casca, pentru că am vizibilitate mai bună. Așa mi-e greu să apreciez distanța cam cât mai e până pic. Deci, nu cred că în 800 de lei găsiți frâne mai bune decât astea. Vorbim de frâne noi, nu discutăm de frâne la mâna a doua, nu. Deci, totul pe bicicletă mi-am pus doar nou, deci nici nu discutăm de chestii la mâna a doua. Într-adevăr, poți să-ți iei frâne la mâna a doua sau chiar bicicletă la mâna a doua și să faci o facere foarte bună, dar nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Adică poți să-ți iei bicicleta la mâna a doua să arate super bine, și de fapt ea să aibă o grămadă de probleme. Deci, na, cel mai bine e să o iei nouă. Și până la urmă, bă, dacă dai bani pe un lucru, măcar să știi că e nou. Deci, da, vorba aia, ai dat niște bani, măcar să știi că ai dat pe ceva nou. Nu, trebuie să încerci un stop, ia să vedem. Mamă. Hai, ce fain se lasă. Gata, acum am făcut și eu un stop, e adevărat. Până data viitoare, eu sper că v-a plăcut acest bike vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Bineînțeles, dacă vedeți un asta e non de mult. Mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, eu voi spune bye bye.